slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Domnul să binecuvânteze cuvântul din seara aceasta. Și până una alta, haideți să aplaudăm echipa de închinare a bisericii. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumim frumos pentru dragostea voastră. Deschide cuvântul în Evanghelia după Luca, în capitolul 13, de unde citim de la versetul 31 la versetul 35. Evanghelia după Luca, capitolul 13, de la versetul 31. În acea zi au venit câțiva farisei și au zis: pleacă și du-te de aici, căci Irod vrea să te omoare. Duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpii acelea: iată că scot draci și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi sprăvi. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poi mâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Ierusalim, Ierusalime, care omori pe proroci, ucis cu pietre pe cei trimești la tine. De câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum îți strânge găina pui sub aripi, și n-ați vrut. Iată că vi se va lăsa casa pustie, dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Amin. Reocupăm locurile și dacă cumva cineva mai are vreun telefon pornit, să îl pună pe silent sau să îl oprească. Câteva lucruri foarte telegrafic o să predic în această seară. Era ultima săptămână a Domnului nostru pe pământul acesta, în trupul acesta de om pe care și l-a luat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară, așa cum am recitit sau am recitat crezul împreună. Opoziția din ce în ce era mai dură față de el. Și dacă citiți cu atenție Evangheliile, veți vedea că în ultima săptămână Domnul Iisus Hristos devine mai sentimental. Plânge mai mult, are mai multe vocale în vocabular, să miră de necredință sau să miră de credința oamenilor și zice: oh, nici în Israel n-am văzut așa credință. Este partea aceasta în care Domnul știe că pleacă spre cruce, spre Golgota. Este hotărât să facă lucrul acesta. Dar are nevoie de oameni și are nevoie de susținere. Este perioada în care ucenicii încearcă să grăbească cumva, într-un fel sau altul, premierea lor. Își dau seama că mult timp cu el nu mai stau aici și doresc ca atunci când Domnul pleacă sau când va da drumul acelui regat mare să aibă poziții bune. Deja își cer și drepturile. Oare ce se întâmplă în momentul acela? Iisus Hristos intră în hotărât spre Ierusalim, așa cum intră hotărât în biserica noastră sau în casa noastră sau în sufletul dumneavoastră. În clipa aceea se produce ceva, să știți. Noi când ne ducem undeva, poate producem bucurie în familiile altora sau în familia noastră, când ne vizitează cineva sau vizităm noi pe alții. Dar Hristos transformă acolo unde se duce. Și primul lucru pe care dragostea Domnului nostru o face este că atunci când Hristos intră, când dragostea lui Dumnezeu, când ai dragostea lui Dumnezeu în tine, Hristos avea dragostea lui Dumnezeu pe care o dărea mai departe. În momentul acela dispare frica. În momentul în care vine dragostea lui Dumnezeu, dispare frica. Frica de orice. În momentul în care vine dragostea lui Dumnezeu în tine, de fapt ești un alt om. Până atunci și vii aici la botez, plin de temeri. În momentul în care ți-e mai frică, după asta, după întâlnirea cu Dumnezeu, înseamnă că n-ai avut o întâlnire reală cu El. Să știți că îngrijorarea distruge mai mulți oameni decât lipsa de pâine la ora actuală. Sunt oameni fricoși, oameni pentru care ziua de mâine este o problemă. Ne frică de oameni. Ne frică foarte tare de oameni. Ne frică de oameni mai tare decât de Dumnezeu. Tremurăm. Fariseii i-au spus un lucru Domnului Iisus Hristos. Zice: vezi că Irod nu te iubește, ca și cum el ar fi iubit. Într-un fel sau într-altul voiau să plece de acolo spunând că Irod nu-l iubește pe Domnul, dar nici nu-l iubeau. Și dintr-o dată, probabil că Irod, într-adevăr, avea ceva cu Iisus Hristos. Irod, în mintea lui bolnavă, Irod credea că Iisus este reîncarnarea lui Ioan Botezătorul. El îl omorâse și acum avea spaime. Era urmărit de spaime. Și Iisus Hristos vine și spune fariseilor: eu nu mă tem de vulpea. Mie nu mi-e frică de vulpea. Irod, vulpe.
În momentul în care ai dragostea lui Dumnezeu în tine, nu-ți mai frică. Pentru că nu există mai mare necaz în viața noastră decât să fim fugăriți toată viața de vulpi. Am o boală, o vulpe. Am o lipsă, altă vulpe. Am o amintire, altă vulpe. Am niște oameni care sunt împotriva mea, altă vulpe. Vulpe care mă face să nu mă pot întâlni cu Dumnezeu. Oare ce vor zice ceilalți, vulpile? Spuneți vulpe acestea, zice Iisus Hristos. M-am săturat de frică. Eu mă duc spre cer, eu mă duc spre cruce, eu mă duc spre Golgota. Eu nu mă duc acum să inventez crucea, zice Hristos. Eu știu în inima mea că planul acesta nu e planul B al lui Dumnezeu, pentru că Hristos a fost junghiat, spune Biblia, înainte de întemeierea lumii acestea, înainte de întemeierea Universului. Dumnezeu știa ce se va întâmpla și atunci planul de venire a lui Hristos în lumea noastră s-a făcut atunci. Hristos nu este un plan imperios al lui Dumnezeu, pentru că s-a întâmplat ceva în urmă cu 2 săptămâni de zile. Haideți să vedem ce facem cu Hristos. Nu. Se ducea spre Golgota și abia aștepta să treacă totul. Așa că o femeie care se duce și vede ambulanță, o ia și merge să nască, știe, va fi durere, după aceea bucurie. Exact ca cineva care știe că se duce și are o operație de făcut și știu că am scăpat de lucrul ăsta și parcă te duci cu curaj, spune-ți vulpe acestea, ce Iisus Hristos, că nu mi-e frică de El, pentru că în mine e Dumnezeu. Ne omoară vulpile de multe ori, ne omoară frică de ele. Și ne este frică din ce în ce mai mult pentru că ne frică, pentru că ne frică. Și vreau să vă spun că trebuie să iubiți fără teamă. Că ați fost iubiți fără teamă. Hristos nu s-a temut de oameni. Ne-a mântuit pe fiecare dintre noi nefiindu-i frică de oameni. Ce vor zice nu știu care dacă mă pocăiesc? Vulpe! Spuneți-i vulpe acelea, că nu mă interesează ce gândești. De multe ori iau chipul părinților, a soțului, a soției. Ce voi face dacă mă voi întoarce la Dumnezeu? Voi putea ține calea, altă vulpe, stai liniștit. Vine unul și spune, l-am văzut pe unul care s-a botezat în 6 luni de zile, mor de beat pe marginea drumului. O vulpe spurcată, când deschide gura, îi simți halena. Vulpi. Vulpi care vin și își lasă o travă în viața noastră și încep să ne comande viața, ne conduc viața. La 18 ani, la 26 de ani, încă mi-e frică, la 29 de ani, mărită mama! Vulpi. Unul dintre cele mai îngrozitoare păcate ale generațiilor de astăzi este o puternică dominație sentimentală, sufletească. A mamelor pentru fiice, a părinților, pentru că până la urmă copiii neavând de lucru, de multe ori sunt obligați să stea în casa părinților și părinții folosesc din plin lucrul acesta. Fraților, spruncii voștri, lăsați-i să zboare, lăsați-i să aibă aripi, lăsați-i să viseze, nu le obligați, nu le băgați visele dumneavoastră pe gât, lăsați-i să aibă propriile vise. Lăsați-i să aibă propriile, să viseze propriile lor apusuri și asfințituri de soare. Nu faceți din ei clonele dumneavoastră, că nu sunteți perfecți, nu suntem perfecți. Spune vulpe acestea care mă mănâncă. Când ai crucea lui Iisus Hristos, nu se mai temea de moarte Hristos, pentru că își purta deja crucea. Când ai crucea lui Iisus în tine, nu ți mai frică de moarte și știi de ce? Că ai murit deja. Așa mi-e de frică de moarte, dar ați murit. Pe voi cancerul nu vă mai poate opresa. Moartea, un tir care vine peste voi, nu vă mai poate face nimic, voi ați murit. Dacă voi înțelegeți, aleluia, să ziceți, muri. În seara asta, dacă vă semnați certificatul de deces sănătos în mintea voastră, nu o să mai aveți nicio frică. Să nu cumva să credeți că frica de moarte este cea mai mare frică a omului. Frica de a vorbi în public e cea mai mare. Asta nu înseamnă că cei care vorbesc în public nu le frică teribil de formol. Eu îmi imaginez așa. Știți cum vreau să îmi pare? Îmi vine să o iau așa cumva și moartea asta în râs. N-am altă șansă, că dacă o iau în serios, mă nebunesc. Mă gândesc cum voi sta așa. Mă zic,
Știți ce povești aud acum în ultimul timp? Vulpile care îmi povestesc una alta. Zice, Dița lui nu știu mai care, și-a făcut casa, tot, aranjează, zice. După aceea ai făcut infract. Nu există târziu o poveste cu unul care a terminat tot, a pus sigla pe casă, a cumpărat mașină la prunci, mai rău, și-a cumpărat casă de vacanță. După aia am făcut infractul. O să muriți, a spus lui James Calver când a plecat în insulele Fiji, canibale, aia mănâncă creștini, zice, la mic dejun, la amiază și seara, la cină. Zice, n-avem cum să murim, zice James Calver, că a murit deja. Când am hotărât că vom pleca în insulele Fiji să vestim pe Hristos, suntem morți. Ce să mai mănânce de noi? Ce să ne mai ia cineva în asta? Oare cum ar trebui tratată moartea? Cu râs. Unul dintre lucrurile pe care le-am învățat, acum citesc o istorie a Ku Klux Klanului. A fost o organizație din aceasta împotriva negrilor, rasistă, puțin de dreapta, în Statele Unite ale Americii. Nu știu dacă dumneavoastră știți, în orașul în care e fratele Shanta, păstor acum, în Atlanta, în Georgia, în 1950 a fost ultima lor manifestare. Erau îmbrăcați cu haine albe, niște cearceafuri și aveau niște chestii, turbane așa lungi pe cap, țuguiate. Cât era omul, obrazul era, cred că, la mijlocul persoanei. Deci mai avea cât era el așa și în sus. Și aveau niște ochi așa și mergeau călare pe cal, toți îmbrăcați în, albi, în haine albe. Când îi vedeau negri, deci sperietură de aceea foarte mare. Și au hotărât să facă o marșă în Atlanta, în Georgia, în 1950. Negrii au început să fugă din oraș. Au zis, domnule, să lasă cu foc, să lasă cu morți, să lasă cu necaz. Unul dintre pastori, dintre pastorii unei biserici pentecostale de negri, au zis, nu plecați nicăieri. Cum să nu mergem? Au zis, pastore, că ne omoară ăștia. Nu vă duce. Și ce să facem? Deci stați așa pe trotuar că ei vin călare pe cai în oraș, noapte așa, gravi, cu hainele alea, și râdeți de ei. S-a adunat toată biserica pe parte și pe alta de drum și când o trecută, chiar că nu puteai să nu râzi. Ori a început să râdă ăștia, dar au râs și culmea a început să râdă și ei de pe cai, că, bă, s-o simți stupid, serios. Adică și hainele alea, dacă vă uitați pe net, veți vedea ce zic, Ku Klux Klan, da? Cu capa toate. Mă, când au văzut, o râs și ei. A fost ultima lor paradă. S-au desfințat din seara aceea. Pentru că în sfârșit cineva i-a luat în serios, râzând de ei. Există un capitol, la singurul capitol plăcut de partea feminină în biserică, Proverbe 31. Știți povestea acelei femei din 31 Proverbe. Femeia care se scoală dimineața pe la 3, face curat în casă, lăudată aia femeie, da? Spală pe haine, gătește pentru întreaga zi, pe la 5 deja se duce în piață și zice că vinde ce-a făcut până la miez de noapte, vinde păturile, stă în război noaptea. De obicei nici nu doarme, doarme cam un sfert de ceas pe noapte, ia? Și în rest muncește. Ea cumpără ogor, ea se duce și ară cu tractorul, mama cântă pe tractor, tata cozonaj ne face, pe la 9 îl scula și pe bărbatul său, pleca și punea tava în față, hai mă, zice că se crepețește de 10. El o lăuda la poarta cetății, femeia aceasta care muncește ca o robă și până la urmă nu mai place la bărbat de ea pentru că arată ca o robă. Robă am zis. Așa este. Am încercat să găsesc la femeia din Proverbe 31 ceva mesianic, ceva pur și simplu care să potrivească, în sfârșit o calitate grozavă, că te scula dimineața la ora 3, nu-i neapărat deșteptăciune. A munci treaba bărbatului tău nu-i neapărat deșteptăciune. Nu consider că e o femeie extraordinar înțeleaptă să crape a lemne și să meargă în pădure și să aducă lemne în pădure cu tractorul. Nu-i treaba ei. Câtă vreme are individul acasă, n-are decât să îl trimită să se ducă. Dar are o calitate mântuitoare femeia aceasta și o iubesc pe femeia din Proverbe 31, versetul 25. O femeie care reușește să aibă o calitate pe care 90% din femei nu o au.
ea râde de ziua de mâine. Știți când se sperie bărbații? Când se îngrijorează soțiile. Și ele se îngrijorează non-stop. Și noi sunteți speriați non-stop. Ea râde de ziua de mâine. Râde. În versetul 25 e o calitate mântuitoare a acestei femei. Vă rog în numele lui Iisus Hristos, surorilor, nu vă mai panicați. Râdeți de ziua de mâine, că Dumnezeu poartă de grijă. Spuneți-i vulpii ălea, vulpea zilei de mâine, că e biruită. E biruită. Trăim prin panica voastră și trăim prin speranța voastră. Trăim prin ceea ce voi... Hai că se poate. Toate revoluțiile încep cu femei care spun că se poate. Orice biserică e binecuvântată cu femei care spun mergem înainte. Spuneți-i vulpi acestea care vă mănâncă. Ce-o mânca mâine, ce-o îmbrăca mâine, că de acolo pornesc. Noi nu suntem frământați foarte tare cu hainele. Voi sunteți. Ce vom îmbrăca? O, necredincioaselor, zice Iisus, eu nu îmbrac crine de pe câmp. Nu-i treaba mea dacă îi îmbrac pe ei și dau de mâncare la păsări. Nu vă voi hrăni pe voi puțin credincioaselor și speriați pe ei? Vreau să înțelegeți în această seară că în momentul în care te-ai întâlnit cu Dumnezeu dispare frica. Dumnezeul acela care îți aduce dragostea îți spune prin mine în seara aceasta poți birui orice vulpe din viață. O analiză care nu merge, o problemă acasă, o problemă în viață, o problemă la serviciu, o problemă cu pensia, ce vom face, ce va fi cu țara aceasta, pastore, Dumnezeu poartă de grijă. Spuneți-i vulpii numai, pleacă din viața mea. Nu mi-e frică de tine, vulpe ce ești, asta i-a spus Iisus. Nu mă deturnezi tu pe mine din drum. Eu am pornit drum și drumul meu e crucea lui Hristos. Acolo mă duc și acolo e drumul tău. Acolo e drumul tău. Ne ducem viața târât, târându-ne, plângându-ne neîncetat. Tot timpul ne plângem. Și știți ce îmi spuneți? Că viața nu e corectă. Corect. Știu că viața nu e corectă. Dar această viață nu e tot ce există. Mai este una și veșnică. Pentru aia să luptați. Viața asta nu e corectă. Dar nu e singura. Mai avem de trăit una. Din veșnicie în veșnicie, El e Dumnezeu. Și vom trăi împreună cu El. Dacă am murit împreună cu El în seara asta, vom trăi împreună cu El. 100%. Așa că începând din această seară, orice vulpe care vine în viața voastră, alungați-o. În numele Lui Iisus, eu port de grijă. În numele Lui Iisus Hristos, Dumnezeu poartă de grijă de asta. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun. În momentul în care ai dragostea Lui Dumnezeu în tine, ai protecție. Ceea ce este frumos aici în pasajul acesta este că niciodată Mahomed nu s-a comparat cu ceva slab pe undeva. Sau Confucius sau Buddha. Și dintr-o dată vine Hristos, Domnul, și zice vă iubesc cu o iubire de cloșcă. Nu sună nici cum. Mama puiilor, găina, cloșcă. Asta, zice Hristos, va strânge sub aripile mele. Imaginea lui Dumnezeu ne-ar place să fie mereu tunet și stâncă și păstor, parcă merge mai bine, dar nu o găină cu pui. Ce imagine e aceasta în versetul 34, ce Domnul Iisus Hristos a vrut să vă strâng, cum își strânge cloșca pui și n-ați vrut? Pentru cei care v-ați dus în Israel, știți că mergând spre muntele măslinilor, înainte de, cam pe la mijlocul distanței, jos, există o capelă, capela lacrimilor se numește. Și în capela aceea, dacă intrați, veți vedea în mozaicul de jos un cerc mare, rotund, și acolo o cloșcă cu puțini pui, făcută din mozaic. Și versetul 34, n-ați vrut. Scris cu roșu. Și n-ați vrut. Am vrut, zice Hristos, să vă strâng
cum își strânge cloșca puii sub ea găina care a făcut pui și n-ați vrut. În momentul în care l-ai pe Dumnezeu, ai protecție, pentru că El te strânge. Spunea cei care au citit Călătoria Creștinului, știți ce zic eu acum? Că într-o zi o găină îl învață pe creștin ce e Dumnezeu. Că dacă ne-am uitat, zice în Romani, cu băgare de seamă la lumea aceasta înconjurătoare și n-ați avea Biblie la voi, v-ați pocăi! Dacă ne-am uitat la jur împrejur, ne-am pocăi. Nu ne-ar trebui atâtea Biblii. Dar nici nu citim Biblia și nici nu ne uităm cu băgare de seamă la creația lui Dumnezeu. Și zice, ce e asta, zice creștinul, în Călătoria Pelerinului, a creștinului al lui John Bunyan, cartea aceasta de căpătâi a literaturii. Ce găină aceasta? O, zice, găina aceasta își protejează puii, nu-i plouă, nu-i ninge, nu-i frig. Găina aceasta, zice, când are puii plecați deoparte și simte pericolul, și o pus sub ea, simte pericolul, îl vede. Găina aceasta, în momentul în care găsește ceva, nu mănâncă singur, ați văzut lucrul ăsta? Și dacă e moartă de foame, ea nu mănâncă. Cheamă, vă rog, să vină pui. Și împarte o jumate de râmă la toată lumea, dacă se poate. Asta ați putea învăța, zice Iisus, de la găinile acestea. Și a ști mai multe despre mine decât cei mai înălțați teologi acestei lumi. Vreau să zic ceva important în seara aceasta. Că în Psalmul 91:4 zice, El te va acoperi cu penele Lui. El, Dumnezeu, auzi? Dumnezeu sub chip de găină, sub chip de cloșcă. Și apoi te va primi în slavă, zice, căci scut și pavăză e credincioșia Domnului. Ce vreau să vă spun foarte important în seara aceasta? Aici este cloșca. Tabloul acesta, Hristos ne-l dă în această seară în Ierusalim. Asta zice. Am vrut să vă strâng ca o găină pui. În momentul în care un pui se duce afară de sub penele găinii, vă pun întrebarea. Mai are dragostea găinii puiul asigurată, dragostea, iubirea. Da sau nu? Da. Dar puiul nu mai are protecția mamei. O să vedeți dumneavoastră ce zic eu imediat și voi care vă botezați și valabil pentru fiecare dintre noi. Să nu mai ziceți niciodată că Dumnezeu nu vă iubește. Dumnezeu îi iubește pe toți. Într-un fel sau într-altul, suntem puii Lui. Creația Lui, universul acesta. Dumnezeu ne cheamă sub aripile Lui și zice, veniți sub aripile mele. În momentul care ai venit sub aripile Lui, ai și dragostea Lui, că te iubește, am zis, ai și protecția Lui, nimeni nu mișcă. Ia să încerce câinele să se apropie de o cloșcă. Nimic, ești protejat complet. Dar tu hotărăști să te duci de lângă Maica. Să te duci de lângă Dumnezeu, să te duci de lângă cine ți-a dat viață. Dragostea e tot acolo, dar nu mai e protecție. Poate veni uliu oricând, frigul, puiul lui Alexandru Bărtescu Boinești. Se pot întâmpla o grămadă de catastrofe, de ce? Nu mai e protecție. Să nu te îndoiești niciodată de iubirea lui Dumnezeu, că o ai. Indiferent ce păcate, indiferent cât de tare te-ai dus, fiul risipitor avea dragostea tatălui, dar fiul era cu capul în lături, nu mai avea protecția tatălui. Tatăl avea bani, avea tot ce trebuia, dar nu mai putea proteja copilul de droguri, de poliție, de bătăi, de șmecheri, de o grămadă. Fiule, te iubesc, dar nu te pot ajuta. N-am cum să te ajut. Indiferent ce vei face în viața aceasta, dragostea lui Dumnezeu nu o pierzi, dar pierzi protecția Lui. Nu mai ești sub penele Lui. Să nu te miri de ce lovesc peste tine duhuri și te îngenunchează, de ce ai probleme foarte multe, fizice, din ce cauză pâinea nu-ți mai ajunge. El palui și îmbracă.
pe cei care sunt sub aripi, pe a lui și protejează pe cei care sunt sub aripi, ai lui care sunt acolo le poate asigura protecția asupra diavolului. Nu ești acolo, nu te plânge. Tu ai plecat. O, zice Iisus Hristos, asta am vrut, să vă strâng cum îți strânge cloșca găina pui. Cea Bertolt Brecht, dușmanul vieții mele, asta, ziceam viața lui Galileo. Cum e să citești pe unul care nu-l poți suporta? Care știe, de exemplu, că o lua bani de la stat să scrie împotriva statului. Că asta e ciudățenia și satanismul acestei lumi în care trăim. Deci, oamenii care iau bani de la stat ca să vorbească împotriva statului, să lupte împotriva noastră. Asta a făcut Bertolt Brecht. Și spune la un moment dat el că în viața lui Galileo, zice, eu sunt matematician, zice la un moment dat Galileo, știți, în procesul acesta, nu teolog, la care, zice, să agresio, ești om, zice el și îl întreabă cel care l-a închetat, unde se găsește Dumnezeu, după părerea ta? La care zice Galileo, în lăuntru nostru sau nicăieri. Știți unde e Dumnezeu? O înăuntru, o nicăieri. Românii au o stare alternativă cu Dumnezeu, a treia stare, pe aici pe undeva. Românii au paci. Dumnezeul nostru și-a nimănui. Dar zice Galileo, în lăuntru nostru e Dumnezeu sau nicăieri. Să nu cumva să crezi că te împiedici de el pe aici, pe oraș. Nu. Ori îl ai, ori nu-l ai. Dacă îl ai, ai și iubire, ai și protecție. Dacă nu-l ai, ai doar iubire. Te iubește, n-am ce să faci. Hristos l-a iubit pe tânărul bogat, dar nu mai a avut ce-i face, că a plecat de la el. Hristos l-a iubit și l-a lăsat să plece. Nu plecați niciodată de lângă Domnul. Că ascultați-mă, iubirea lui fără protecția lui nu mai valorează aproape nimic. Aveți nevoie de protecție, aveți nevoie ca Dumnezeu să vă păzească, să vă binecuvinteze. Dacă nu muriți, iubiți. Muriți, iubiți de Domnul. Vreau să închei în seara aceasta predica spunându-vă că dragostea aceasta lui Dumnezeu o poți refuza. Nu numai că ai protecție, nu numai că dispare frica, că vorbești cu vulpile care sunt, dar asta o poți refuza, versetul 34, dar n-ați vrut. Am avut săptămâna aceasta o întâlnire cu un evreu. Mai venit unul la noi, la birou, el a suntor la Dumnezeu. Ăsta era pornit. Zice, n-am văzut, zice, steagul nostru pus la dumneavoastră. Nici nu-l pun, zic. Nu-l pun. Am pus steagul românesc, că suntem români, și am pus steagul fundației, zic. Da, zice el, noi cu biserica, zic, două șine de cale ferată. Dumnezeu are un plan pentru biserică și Dumnezeu are un plan pentru Israel. Vreo intersecție undeva, Hristos și Nazrut. Singurul macaz la care ne-am fi putut întâlni noi a fost Iisus. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Vă spun că eu de obicei nu fac, mă cert așa cu un evreu, dar m-am enervat, am zis, cât de orbi ați putut fi, că era teolog. Cât de orbi ați putut fi? Haideți, mergeți cu mine, cei care aveți Biblie, mergeți în Zaharia. Spune în versetul 35, da? Citesc cu versetul 35. Iată că vi se va lăsa casa pustie, da? Bun, zice Iisus. Dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Bun. Mergem în Zaharia, în capitolul 12 și versetul 10. O profeție. Și acum înțelegeți de ce evreii nu citesc aici. Enervează. 12 cu 10. Bun. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Și își vor întoarce privirile spre mine, care l-au străpuns. Pe ce lume sunteți? Știați înainte cu 700 de ani. Îl veți crucifica. Îi vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul născut. Păcat că nu o să mai văd vremurile acelea.
care o să fie, pentru că o să plecăm de aici, ca biserică. Dar uitați-vă la versetul 13 cu 10, cu 6, 13 cu 6. Și dacă îl va întreba cineva, de unde vin aceste răni pe care le ai mâini? Uite profeție despre Iisus. De unde vin aceste răni care le ai în mâini? Întotdeauna numai cu lacrimi am putut citi versetul ăsta. El le va răspunde. În casa celor care mă iubeau le-am primit. Dar ce vă mai trebuie evreilor? Când Hristos e prezent cu 700 de ani în profețiile voastre înainte, în care spune, uitați-vă la mâinile mele străpunse. De unde le ai străpunse? În casa celor pe care i-am iubit. Le-am. Ce împetrire poate să fie peste Israel de nu se întorc la Hristos nici astăzi și devin un popor ateu și agnostic și păcătos? Ce se poate întâmpla în mintea lor? Dar mă întreb, ce se poate întâmpla în mintea unui român de nu se întoarce la Dumnezeu? Rezultatul respingerii dragostei lui Dumnezeu e pustirea. Știți ce spune Iisus Hristos? Cine nu mă primește pe mine va fi pustit ca Ierusalimul. Ce înseamnă pustiu? Nici o bucurie. Nu tu apă, nu tu speranță, nu tu orizont. Alternativa pocăinței este pustiul. Pustiți, așa spune Sfânta Scriptură. Adică lipsă de toate. Să zicem că muncim 8 ore. Dacă muncești 8 ore și primești ceva plată, se numește salariu. Corect? Bun. Dacă, de exemplu, ai o competiție sportivă și alergi acolo, premiu, ești. Dacă, de exemplu, te duci și, sau premiu, dacă faci un concurs din ăsta aici de cultură generală, e premiu, da? Dacă, ca urmare a muncii prestate în comunitatea din Beiuș, primești, nu știu ce ai făcut aici, e o distincție, un premiu, domnule, pentru omul acesta. Dar dacă n-ai nici posibilitatea să muncești, nici salariu să iei, n-ai nici puterea ca să faci ceva încât să primești o distincție sau un premiu, dacă nici măcar lucrurile acestea, niciodată, premiat, absolut, și totuși cineva îți dă un dar, ăsta se numește har. Și cei mai mulți dintre noi de aici, nici premiu, nici distincții, nici salariu, dar Dumnezeu ne-a dat har, slăvit să fie numele. Bunicii noștri au mâncat mămăligă. Bunicii străbunicii noștri au mâncat mălai. Punct. Ăsta e har că avem astăzi de tot. Dar harul acesta se va plăti într-o zi greu. Cum de nu înțeleg românii? Că nu mai a rămas mult din universul acesta să se întoarcă la Dumnezeu. M-am gândit acum, măi, măcar în 11-lea ceas să ne trezim. Uite că nu se poate. Nu mai mi-aduc aminte în ce an o suprăpădit Pompeiul, când veniam un cap, 79, nu mai știu în ce an, 60, nu mai știu. Dar oricum, cam la vreo 70 și ceva de ani după Iisus Hristos. Oraș mare, bogat. Nu știu dacă dumneavoastră știți, dar înainte cu 13 ani, Vezuviu a început să erupă și să se enerveze. Și le-a spus oamenii care știau, care aveau o leacă de minte, măi, vedeți că vulcanul ăsta până la urmă duș. Nu știu cât o trebuie, 3 ore, mi se pare 4, până când a fost tot orașul praf. Cenușa au venit și au acoperit pe oameni, s-au dus în beci, mai rău, crezut că cenușa nu se poate băga până la beci. E umplut, absolut. 4 zile nu s-au văzut soarele. 4 zile nu s-au văzut soarele. Dar 13 ani au fost avertizați, vedeți că vulcanul e nervos, se aude. Lângă orașul respectiv, este lângă Pompei, este un alt oraș, Herculanem. De acolo vine Herculanem, de la nord. Și lor le-a spus, vedeți că e nervos muntele, ăștia. Din orașul Herculane, acolo, doar 4 sau 5 morți. Niște bătrâni săraci, nu aveau ză, nu i-a luat nimeni. Dincolo, aproape toți morți. 2 orașe, aceiași oameni. Și atunci întrebarea este... Este cineva de aici dintre voi? Hai să vedem. Hai să gândim. Că nu mai țin minte acum, că se amestecă lucrurile în cap. S-o soție,
care ați vrut să veniți duminica trecută la botez, voi doi erați. Țineți minte duminica, hai să dăm înapoi, să dăm înapoi. Duhul Dumnezeu ne-a spus, mai este un soț și o soție aici. Mai țineți minte, da? Un soț și o soție aici. Și tu ai vrut să vii, dar nu l-ai văzut pe el, nu corect? Și vă fă frică și ai rămas acolo. Ce har! Voi sunteți oameni de luna trecută. Voi ați trăit 30 de zile. 30 de zile în binecuvântarea lui Dumnezeu după ce vă expira termenul. Ce mare har ați primit voi în seara aceasta. Dumnezeu a zis, un soț și o soție mai există. Și au făcut aproape 20 cm pe coloardă, au zis, stați aici, stați aici. Dar mă bucur pentru ei că au avut puterea. Că au avut puterea să vină în seara aceasta și să primească dragostea lui Dumnezeu și în seara aceasta și protecția lui Dumnezeu. Eu nu pot să spun ție că pentru tine va mai fi o lună. Asta e harul lui Dumnezeu, nemăsurat. Putem muri în fiecare zi de nu știu câte ori. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să spun în numele lui Iisus Hristos că Dumnezeu te iubește, să nu-ți faci probleme cu asta. Dar El vrea să strângă cum strânge cloșca puii. Și nu vreau să aud cuvântul din partea lui Dumnezeu și n-au vrut. Și n-au vrut. Botezul e o poruncă biblică. Cine crede, trebuie să crezi că păcatele tale sunt iertate din seara aceasta și că te-ai pocăit de ele. Și să te duci pe drumul botezului și apoi să fii adăugat Bisericii lui Iisus Hristos. Și să poți să fii un om care să semeni cu Hristos. Mai stăm un minut aici cu ochii închiși, biserica începe să se roage. Vulcanul deja de multă vreme, știți că începe să fiarbă în dreptul vieții tale. Ți-au spus unii și alții, mă, ai grijă, pocăiește-te. Mamă ta s-a rugat pentru tine, soțul, soția, prunci. Prietenii s-au rugat pentru tine. Vezi că viața se duce tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos. Vezi că nimic nu merge. Nu mai ai protecția lui Dumnezeu. Ai ieșit de sub binecuvântare. Nu mai ești în binecuvântarea Lui. Ai iubirea Lui, că te iubește, că dacă nu te iubea, nu mai erai în seara asta aici. Vrea cineva să se întoarcă la Dumnezeu? Și pe lângă oamenii aceștia să se pocăiască? Sunt oameni care și-au predat viața înaintea lui Iisus Hristos astăzi. La mea și astăzi sunt în haine albe. Dacă mai este cineva care vrea acum să se întoarcă la Dumnezeu și să se boteze, avem haine pregătite pentru el. Eu nu vă chem la un cult, vă chem la Dumnezeu. Continuați să vă rugați, biserică. Aici am văzut cum soții au venit mai târziu cu o lună, dar puteau sau cu două sau cu cinci. Soțiile au venit, prunci au venit, părinți au venit, prieteni au venit, dar numai Dumnezeu te poate aduce, că n-ai cum altfel. Eu nu vă chem la un cult religios, eu vă chem la Hristos. Biserica aceasta aparține lui Dumnezeu direct. Este biserică creștină, punct. Eu te chem la Dumnezeu, te chem la Duhul lui Dumnezeu, te chem la iertarea păcatelor, te chem la o nouă viață, te chem la un transplant de inimă, inima ta păcătoasă, pe care Dumnezeu în această seară ți-o schimbă cu o inimă adevărată. 20 de secunde și începem botezul și nu va mai fi o altă chemare. Vei pleca din locul acesta poate supărată sau supărat. Și nu știu cum vor fi zilele pentru tine, dar știu, am vrut te strâng, Ierusalime, cum îți strânge cloșca puii și n-ai vrut. Cel mai urât cuvânt din universul acesta și n-ai vrut. Nu Dumnezeu e vinovat. 10 secunde. Rog frații păstori să se ducă în spate.
Continuați să vă rugați. Aleluia. Aleluia. Iubirea lui. Aleluia. E mult prea mare în vorbe simple s-o descrie mai sus de orice stea răsare și în adâncim o fost găsit înaintea ne rugăm să mulțumim Domnului pentru oamenii aceștia și vrem să încredințăm următorul botez deja înaintea lui Dumnezeu. Vrem să-i mulțumim Dumnezeu pentru că e bun cu noi și în timpul în care ne rugăm și mulțumim, aducem înaintea Domnului slujitorii din seara aceasta și pregătim baptistierul pentru că începe cea de-a doua parte a sărbătorii noastre, sărbării noastre aici. Botezul în apă propriu-zis și Domnul să lucreze. Amin!
Mulțumim, Doamne, slavă Ție, mulțumim, binecuvântăm numele Tău. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Știți ce îmi place mie cel mai tare la botezuri? Că se cântă o grămadă de refrenuri. Bă, o să cânt. Avem în seara aceasta 25 de oameni, dintre care avem familii, trei familii care se vor duce în apă. După aceea avem tată și fiică care vor fi împreună în apă. După aceea avem tată și fiu care vor fi... Ia ce botez frumos! Amin! Slăviți să fie Domnul! Gata, putem începe! Cotuțiu Alexandra, 21 de ani, Hidișelul de Dobrești, hai du-te, Alexandra, tu începi cu cei care ați venit cu ea, vă rog frumos, ridicați-vă în picioare, vrem să vă salutăm, cerem ca Domnul să vă binecuvinteze. Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră la sărbătoarea Alexandrei. Te întreb în fața martorilor, văzuți și nevăzuți, dacă îl iubești pe Domnul Iisus Hristos. Îl iubesc. Crezi din toată inima ta că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului Iisus Hristos te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Viorica Cădărean, 23 de ani, Timișoara. Cine ați venit cu Viorica, ridicați-vă în picioare. Vrem să vă salutăm, grup compact, oameni pocăiți. Domnul să vă binecuvinteze și pe voi. Amin. Mulțumim Domnului care ne-a făcut parte de sărbătoare și după masa aceasta. E o lucrare diferită față de cea de dimineață, pentru că Victor a fost adus, iar ăștia n-au vor venit ei. Am avut vecini care au venit cu ei la binecuvântare și când mergea, zice, au venit pe la mine vecina că a dus pruncul la botez. Noi nu facem atunci botez, noi facem acum, pentru că mă întreabă David, nepotul cel mic, tata, cine se botează astăzi? Știe de George. Și zic, cine crede? Slăviți și fie în numele lui Dumnezeu. Noi în seara asta vrem și le mărturisim credința că ce cred ei de se botează? Și pe baza mărturisirii pe care o vor face ei, că ei cred că Fiul lui Dumnezeu este Hristos, că a venit în lumea noastră și a plătit păcatele și a lor, și noi le-am spune la fiecare, pe baza mărturisirii voastre, noi vă botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acum o întreb pe sora Viorica. Sora Viorica, crezi tu că Domnul Iisus este și Mântuitorul tău? Da, cred. Crezi tu că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi tu că Domnul Iisus te-a iertat de toate greșelile și păcatele? Da. Până când ești hotărâtă să-i slujești? Până la sfârșitul vieții. Până la sfârșitul vieții, zice sora Viorica. Dumnezeu și-ți ajute. Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vino la Iisus, că El este viața și pace, mereu vei avea. Cere iertare și inima ta fericirea pe veci va intra. Marta Petre, Mănăstiri Timiș. Cu cine ai venit, Marta? Ridicați-vă în picioare. Domnul să vă binecuvinteze, ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră.
Sora Marta, te întreb dacă îl iubești pe Domnul Iisus Hristos din toată inima ta. Da. Și până când ai de gând să-i slujești? Nu știu de ce. Crezi că El este mântuitorul sufletului tău? Da, cred. Crezi că ți-a iertat toate păcatele? Da. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Nu înțeleg câtă iubire poți să ai tu pentru mine. Nu merit nimic din mila ta. Eu eram pierdut pe cale, tu cu ultima suflare m-ai salvat pe cruce la Ana Frunză, Roșia Sibiu, ridicați-vă în picioare cei care ați venit cu ea. Vrem să vă cunoaștem. Domnul să vă binecuvinteze. Iisus Hristos e Domnul. Amin. Sora Ana, un nume de femeie pe care Dumnezeu a ascultat-o și mă rog ca Dumnezeu să te asculte și pe tine la hotărâre care ai făcut-o și vii și te împaci cu Dumnezeu. Te mărturisesc și pe tine în fața martorilor, văzuți și nevăzuți. Dacă tu crezi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Dacă tu crezi că Domnul Iisus a murit și pentru păcatele tale. Da. Zice că crede și mă rog ca Domnul să o binecuvânteze și pe baza mărturisirii tale noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tu ești Mesia, ești Salvatorul. Numele Tău caută ajutorul. Te laud, ți-aduc mărire în fața ta din cu mulțumire. Magdalena Coronde, ești un groaică? Da? Da. Și fata ta s-a botezat tot la noi. Da, amândouă. Amândouă fetele tale s-au botezat. Când? Acum anul trecut. Anul trecut? Anul trecut, da, și înainte cu un an. Și înainte cu un an, urmă, da. Cu 2 ani de zile. Da. Și au fost... fete bune. Te iubesc. Da, și iubesc. Ce-ori făcut de a veni și tu să te botezi? Da, Dumnezeu m-a dus. Dumnezeu te-a dus. Amin! Cu cine ați venit? Cu cine ești aici? Familia. Și fetele sunt aici? Da. Nu, hai ridicați-vă toți în picioare, vrem să vă cunoaștem. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Suntem fericiți. Și noi suntem fericiți și voi. O să scântăm ungurește acum când ieși afară din apă. Sora Magdalena, aș vrea să te întreb în fața martorilor văzuți și nevăzuți dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred din toată inima. Domnul să te binecuvânteze. Amin. Crezi că a murit pentru păcatele tale? Da. Crezi că le-ai iertat pe toate? Da. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Minat, mă frumoasă și limba maghiară. N-ați cântat. Mai cânt o dată, Otilia, că nu am învățat-o. Mai cânt o dată refrenul. Deci împreună, da? Simplu, nu? E simplu. Vreau să vă învăț ungurește bine, pentru că la sărbătoarea mulțumirii de anul viitor vom mânca bograci. Va fi
și decorul și tot și slujba va fi în limba maghiară. Eu învăț cântările toate, o să fie frumos. Deci tu ești numai puțin, stai să vedem la ce. Rodica Bota de la Măgură, ia, tu ai venit cu cineva, ridicați-vă în picioare. Nu, nu, sunt oameni care au dus-o, nu ascultați ce zicea, da? Ascultați-vă pe mine. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim pentru voi. Mulțumim. Măgură, Chișcău, știți peștera urcilor, pentru cine nu știe. Bun. Sora Rodica, în fața martorilor văzut și nevăzut, te întreb și pe tine, dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Cred. Dacă crezi că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru păcatele tale? Da, cred. Dacă crezi că Domnul Iisus te-a iertat și pe tine? Cred. Până când ești tu hotărâtă și îi slujești lui Dumnezeu? Până la sfârșitul vieții, Dumnezeu și-ți ajute. Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Laudă cinste onoare, Mielului cel înviat, noi aducem închinare, numelui glorificat. Laudă cinste onoare, Mielului ce stă pe tron. Noi aducem închinare, toate El îl înălța. Cine a venit cu Elena? Ridicați-vă în picioare că vrem să vă salutăm, aplaudați-i. Elena este sora noastră și iubește foarte mult lucrarea aceasta. Puțin are probleme cu auzul și noi o să vorbim puțin mai tare ca să înțelegeți asta, dar e un lucru extraordinar de important pentru că am văzut toată dragostea în ochii ei și a zis am dorit mult să vin în locul acesta și zice abia am așteptat să mă pot întâlni cu frații mei și cu surorile mele. De ce am rugat pe cei de la Cireșari TV ca să dăm volumul mai tare la înregistrările noastre de aici încolo? Pentru că ea nu cunoaște nici limbajul cel de la Sanda, limbajul surdomuților. Deci de aceea cred că ați perceput ideea, da? Haideți că o întreb eu că e mai ușor așa. Îl iubești pe Iisus Hristos din toată inima ta? Până când dorești să fii copilul Domnului? Până în veșnicie. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Până la moarte, așa ai zis. Bine, bravo! Pe baza mărturisirii credinței tale, te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin! Te-aleg mereu, te-aleg mereu, Iisus Mântuitorul meu, te-aleg mereu, te-aleg mereu. Ne ajute să-L alegem mereu. Dorina Doagă, 53 de ani, Deva, cu cine a venit? Ridicați-vă în picioare dacă Domnul să vă binecuvinteze! Amin! Sora Dorina, a venit o zi frumoasă în viața dumneavoastră când trebuie să jurați credința lui Dumnezeu. Până când dorești să-i slujești Domnului? Toată viața mea. Domnul să te binecuvânteze. Amin. Crezi că Domnul Iisus Hristos a iertat toate păcatele tale? Cred. Crezi că El este Fiul lui Dumnezeu? Cred. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului Iisus Hristos te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Eu de tine am nevoie, sprijinul. Florin și Alina Trif vin din Bistrița împreună cu copilul lor care doarme netulburat în casa Domnului, cum fac anumiți frați duminica dimineața. Ne bucurăm pentru voi. De câte vreme sunteți căsătoriți? 10 ani. De 10 ani. Și ați venit chiar din Bistrița, din oraș? Din oraș. Câte ore ați făcut până aici? 3 ore și 3. Aproape. Domnul să vă binecuvinteze. Cu cine ați venit? Copilul. Numai cu copilul, nu pot ridica. Nu mai putem culca după aceea. Sora Alina,
te mărturisești pe tine în fața martorilor văzuți și nevăzuți, dacă tu crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Dacă tu crezi că Domnul Iisus Hristos ți-a iertat păcatele. Da, cred. Până când ești tu hotărâtă și slujești lui Dumnezeu? Toată viața mea. Dumnezeu și-ți ajute. Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Simt cum revești chiar acum în durare, simt cum revești harul tău zi de zi. Prezența ta mă umple de pace, mă copleșești mereu. Bucurie mare în familia lui fratele Florin, când a hotărât ca amândoi să slujească pe Dumnezeu deodată. Aș dori ca să-l întreb în fața martorilor văzuți și nevăzuți, până când vrei să slujești Domnului? Toată viața. Domnul să te binecuvânteze. Amin. Crezi că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale? Din tot sufletul. Crezi că le-a iertat pe toate? Din tot sufletul. Pe baza mărturisirii tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Aleluia, este Iisus, cel pe care l-a aflat. E învățat, îmi dă viața, sângele. Andrei și Alina, veniți de la Timișoara. Cu cine ați venit? Cu mama, cu două. Ia ridicați-vă în picioare să vedem mama și surorile. Și... De câte vreme sunteți căsătoriți? 5 luni vom face pe data de 16. Numai de acum, proaspeți. Un an mare pentru voi, în anul, vă căsătoriți, v-ați întors la Dumnezeu din toată inima. Domnul să fie slăvit pentru toate. Proveniți din familii de protestanți, de evanghelici? Nu, că e lungă atâta. Da, să te întreb una așa, ceva mai scurtuț. Cum ați ajuns duminica trecută de botez, urmă cu o lună aici? Cu cine ați venit? Singur. V-ați apucat așa și v-ați dus din Timișoara până aici? Nu, eu v-am urmărit de ceva timp. Așa, el nu. Nu. M-am gândit eu. Alina. Și atunci, în momentul, la sfârșit, ai vrut să vii tu prima și te-ai gândit că nu-l vezi pe el. Da, l-am sunat, i-am trimis mesaj. Deci, în timp ce eu făceam chemarea, tu-l sunai. I-ai zis, hai că de noi e vorba. Ascultă-mă, Dumnezeu vă iubește mult. Da. Vă iubește enorm de mult. Are un plan mare cu voi. Un plan superb cu voi. Domnul să vă binecuvinteze. N-ați avut puterea să ieșiți atunci, dar iată că l-ați biruit totuși pe diavolul astăzi și peste o lună sunteți aici în apa botezului. Domnul să vă binecuvinteze. Amin! A început păstorul și vă obișnuiască cu botezul cu foc, că urmează ăla și vă întrebi și Dumnezeu să vă ajute. Sora, te mărturisesc înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, dacă tu crezi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Dacă tu crezi că Domnul Iisus a venit în lumea noastră și a plătit păcatele lumii întregi și a tale. Da, cred. Până când ești tu hotărâtă și îl slujești pe Dumnezeu? Toată viața. Dumnezeu și-ți ajute. Amin. Frate Andrei, aș vrea să te întreb în fața Bisericii Răscumpărate de Domnul Iisus Hristos, dacă îl iubești din toată inima ta pe Domnul Iisus Hristos. Da, îl iubesc. Crezi că El este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că a murit pentru păcatele tale? Da, cred. Pe baza mărturisirii voastre vă botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi, drumul tău să-l urmez în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei chema. Iisus, la dispoziția ta. Ionuț și Alexandra Rogojan, Baia Sprie,
Maramureș, cu cine ați venit? Ridicați-vă în picioare. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze și acolo. De la Maramu, de sus. Copii aveți? Nu. Căsătoriți de câtă vreme? Un an și o lună. Este mai mult. Bine. Știți la ce m-am gândit? Când ați venit? Azi dimineață? Aproape. Câte ore ați făcut pe drum? Cam 3 ore jumate. 3 ore jumate și voi. Da. Domnul să vă binecuvinteze. Da. O iubești? Da. Să nu se schimbe. Până la sfârșit, împreună. Împreună unul cu altul și împreună cu Dumnezeu. Am zis bine? Da. Alexandra. Sora Alexandra, te întrești pe tine în fața martorilor, dacă tu crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Dacă tu crezi că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru păcatele tale? Da, cred. Până când ești tu hotărâtă și îl slujești pe Dumnezeu? Pentru tot restul vieții. Dumnezeu să-ți ajute. Ce bucurie mare! Biserica noastră astăzi, a treia familie care a luat hotărârea ca de astăzi să slujească pe Dumnezeu. Zic ca Dumnezeu să binecuvânteze pe tine. Amin. Frate Ionuț, te întreb, dacă îl iubești din toată inima ta pe Domnul Iisus Hristos, da. Crezi că este Mântuitorul sufletului tău? Da. Crezi că El este Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos? Da, cred. Pe baza mărturisirii voastre vă botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Eu voi zbura în glorie, eu voi zbura într-o zi, nimeni nu mă va opri, eu voi zbura, eu voi zbura. Raluca vine de la, de departe, de la Șura Mare, de la Sibiu. Și când s-a născut ea, noi împreună cu Nelu Brie eram colegi de cameră, am fost și el devenise păstor acolo. Ne-am dus să facem stăruință acolo. Raluca a încercat să se nască în timpul ăla, fără să știm atunci că va veni aici. Bun, a zis că vine să se boteze aici, pentru că a fost drag să vină aici. Și tatăl ei și mama ei au venit să fie împreună cu ea. Mama botezată, tata nu. Dar Dumnezeu a vorbit la inima tatălui azi dimineață și împreună tată și fică în baptistier. Toți aceia care ați venit cu Raluca la început și acum și cu Nelu, ridicați-vă în picioare. Domnul să vă binecuvinteze. O să numai puțin, o să vă facă cunoștință cu Nelu celălalt. Deci, dacă nu reușesc cu predicile, el sigur reușește să vă ducă spre pocăință. Pleacă pe munți, pe în vârful munților cu mașina, nu știi dacă e așa sau așa mașina. Eu am fost de vreo câteva ori cu el, am venit smerit de acolo. Deci, noi, dacă vă duci acolo 100% că vedeți cerul foarte aproape și rapid, și a venit și Domnul să vă binecuvânteze, ne bucurăm că ați venit împreună cu ei, cu ea, ce bucurie frumoasă le-ați făcut aici în familie. Mulțumim! În apa botezului avem pe sora Raluca. În fața voastră, ca martori, vreau să mărturisesc și pe ea, dacă crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Dacă crede că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele ei. Da, cred. Dacă crede că Domnul Iisus a iertat-o și pe ea. Da, cred. Și pe baza mărturisirii ei, noi le vom face botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Frate Nelu, te întreb dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred.
Ești hotărât să-L urmezi toată viața? Foarte hotărât. Crezi că ți-a iertat toate păcatele tale? Da. Pe baza mărturisirii voastre vă botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Mântuit pe Domnul Preamăresc, mântuit spre ce călătoresc, mântuit cum El în veci voi fi, El m-a salvat și mă păzește în orice zi. O parte din poveste vă spune, o cealaltă parte vă va spune Dorea. George, băiatul ăla frumos, lucrează la Cireșare TV, de aceea nu-l vedeți de obicei, sau aici pe la cameră, pe undeva. Toată echipa te salută de acolo de sus. George mi-a spus săptămâna trecută, zice, vreau să mă botez, pastore. Zic, știi ce faci? Da. Zic, ești pregătit? Da. Păi n-ai atâția ani. Ziceam kilograme. No, bun. Nu pot. Dacă are kilograme, nu poți să te pui cu nimic. Și atunci m-am gândit eu așa în sinea mea, dacă se botează George, hai să-l punem pe bunic să o facă pastorul nostru. Și atunci să-l boteze bunicul. Numai că astăzi s-au întors lucrurile și acum sunt în baptistier întreaga generație aici. Este bunicul și fiul și nepotul, tata și nepotul și toți sunt aici în baptistier. Și mama, unde e mama? Și mama ne chema pe toți în casă, ia noi copii afară. Domnul să o binecuvinteze, la ordine de atâția ani aici, aplaudați-o. Bun, atât am spus, acum spune tu. Îngăduiți-mi și mie și vă mai spun că astăzi mi-am adus aminte de cântare care o cântăm noi, lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Cred că știți fiecare cine este Duhul Sfânt. Dumnezeu. Și din păcate și din nefericire nu prea avem răbdare și lăsăm și lucreze. Și în ce sens vă spun? Ce aș fi vrut eu când a avut ghița 17 ani și facă și el botez și legământ. Dar nu a fost și fieșe. Dar m-am gândit eu și am zis, nu lasă că și ghița o vede cât o dori el și facă George și uite că nu ieșe. Că cum Dumnezeu lucrează, nu lucrează nimeni. Ce binecuvântare pentru el, ca și facă el legământ cu Dumnezeu, odată cu Feciorul lui. Îi mulțumesc Domnului pentru aceasta și am încercat eu ca părinte, până s-au căsătorit. Și vedem, nu s-au gândit. După ce s-au căsătorit, mi-am luat gândul, pentru că am învățat în 70 de ani pe care i-am, că noi bărbații ne împărțim în două. Jumătate cred în neveste și jumătate nu recunosc. Și zic, bă, dacă nu o înțelege pe ei, pe mine nici așa. Și uite că Dumnezeu a zis timpului și vremelui și suntem aici în apa botezului. La cardiaci, la oamenii care suferi cu inima, le tă spune medicii, să nu te bucuri tare, să nu te superi tare. Să nu stai la soare, dacă atunci mai bine mă îngroapă, zice unul. Ba bucură-te cât de tare și supără-te cât să te superi. Că nu te ținaște, ci ține Dumnezeu, slăvit și fie numele Lui. Acum las pe fratele Flora și mărturisească pe Ghița prima dată și pe Curm. Pe amândoi. Așa am zis eu de lucru. Frații George, te întreb în fața martorilor, care-s mulți și care te cunoști. I-am spus la David că numai cine crede să botează. Și tu crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Și tu crezi că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru păcatele tale? Cred. Și tu crezi că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră și ne mântuiască? Da. No, pe baza mărturisirii tale, noi te vom boteza în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne libereze, ne blestem și păcat.
m-a adus aminte și vă mai întreb ceva, cum îl întreba fratele păstor Băvesa când a fost aici cu el. Semănăm la olalt. Și noi am zis, da, semănați, mă întreb și eu, seamănă cu mine. Dumnezeu și vă binecuvântează și pe voi și pe el. Vă dați seama în ce bucurie suntem să fim aici, în fața lui Dumnezeu și apoi în fața voastră. Ghița, te întreb în fața marturilor, văzut și nevăzut, crezi tu că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi tu că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru păcatele tale? Da. Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și munții trezând când cobori în putere pe tronul glorie tale și mările toate rostesc spre mătrân Iisus, numele tău. Și orice genunchi pe pământ și în cer se pleacă în adorare. Tu ești Domn, întârzia puțin pentru că e greu numele ăsta. Pit Forodeschi Teodor. Românești? Polonez. Polonez în Damiș. Cum ați ajuns acolo? Mai români erau peste tot. Cu cine ai venit? Cum spun cei de acasă? Teodor, Teo? Muzi. Bravo! Îl cheamă Teodor, am zis, cum îl cheamă? Cum îi spun cei de acasă? Că Moise. Moise, dacă spun Moise, Moise spune și noi atunci. Amin. Cu cine ai venit? Ridicați-vă în picioare care ați venit cu Moise. Vrem să vă salutăm pe toți. Amin. Toți polonezi din Damiș. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Frate Moise, aș vrea să te întreb în numele Domnului Iisus Hristos, dacă îl iubești din toată inima ta, da, până când vrei să-i slujești? Până la moarte. Domnul să-ți ajute. Crezi că El este Fiul lui Dumnezeu? Da. Pe baza mărturisirii tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. El în ce te va deschide poarta de mântuirii ta și spălați în alu sânge compășii salvați prin Adrian, cum îți spun ție acasă acum? Sevi. Eu cred că v-am încurcat, poate că v-au luat greșit ăștia numele de la... Dar nu cred asta. Adrian, ești trecut în acte. Da, și spun Sebi. Da. Teodor o chema pe cel de dinainte ta, dar îi spun Moise. Cu cine ai venit, Sebi? Am venit cu logodnica mea. Ai, de fapt, mi-ai arătat-o, da. Ia să ia ridică-te logodnica în picioare și prietenii și neamurile toți. Când faceți nuntă? La anul. Da, nimeni mult până atunci. Ne temași pe noi? Sigur că da. 800 suntem aceia. Frate Sebi, te întreb și pe din fața martorilor văzuți și nevăzuți, dacă crezi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Dacă crezi că a murit și pentru păcatele tale. Da, cred. Dacă crezi că ți-a iertat păcatele. Da. Și până când ești tu hotărât și îl slujești. Toată viața. Dumnezeu și-ți ajute. Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu suntem aici statornici, o țară avem și ea Iisus, care se sfârșește acolo când vom vedea toți pe Iisus. Juncan Doru din Pecica Arad, da, Pecica Arad, dar ceilalți îi spun Dani. Puteți să-mi spuneți și tu. No, bravo. Nu este unul sănătos aici, nu are numele lui.
Am crezut la un moment dat că v-o greșit, că v-o decalat cu unul și atunci ați mers toți greșit ca la nasturi, că ne închei greșit. Dar voi, numai nu vreau părinții să vă spună, să vă spună cumva. Cu cine ai venit, Dorule, Dani? Cu Franz, dai mei. Ia, ridicați-vă în picioare toți. Iisus Hristos. Uitați-i acolo. Domnul se binecuvântă. Mi s-a părut mie că o întârzia colecta în partea aia, a fost numai un gând. Frate Doru, așa cum mi-ai mărturisit astăzi când te-am întrebat dacă știu părinții că ai venit la botez și mi-ai spus că nu știu, ești singur la părinți. Și am dat un sfat, că încă de pe acum să roage pentru ei ca și ei să vină la apa botezului. Amin. Aș vrea să te întreb în fața Bisericii Răscumpărației Domnului Iisus Hristos, în fața marturilor nevăzuți, dacă îl iubești din toată inima ta pe Domnul Iisus Hristos. De tot sufletul meu, da. Până iubesc. Când vrei să-L slujești? Până în veșnicie. Domnul să-ți ajute. Pe baza mărturisirii tale te vom boteza în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Nu, nu pământul îl voi moșteni, toate trece rost ar fi, Iisus rămâne. Ce am cu viața mea, mă închin umil la crucea sa, Iisus rămâne. Ioan Burda, cum îți spun părinții ție? Alin. Alin. Am spus că e greșeală aici. Din care avramian cu ești, Alin? Din, de aici sau de acolo? Lângă salon ta. Cu cine ai venit? Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos ai venit. Amin. O venit cu un costum bleomarin, cu cămașă albă. Cum l-am văzut, cum am enervat dimineață. M-am gândit ăsta, parcă era de la ceva nomenclaturi, din aia cu securiști. Dumnezeu l-a binecuvântat și a hotărât să intre în apa botezului astăzi. Și a venit singur și a rămas. Și mă rog să rămână până la sfârșit. Amin. Amin. Vreau să vă mai mărturisesc ceva, cum mă simt eu omul. Am lucrat, care mă știți, vreo 40 de ani pe autobuz și mulți oameni se urca și când se urca, se uita la mine, spune, gata. Eu mai stăteam. Numai că nu mă întreba ce mai stai, trebuie să mai vii 20. Și eu, după ce am botezat pe Ghița și pe George, am gândit, mă, gata, e botezul, dar Domnul și lucrează El. Amin. Și ne dă răbdare și ne dă putere, slăvit și fie în numele Lui. Amin. Te întreb și pe tine în fața martorilor văzuți și nevăzuți, dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da. Dacă crezi că a murit și pentru păcatele tale. Dacă crezi că te-a iertat și pe tine. Da. Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Acum gustăm din plin dulceața și harul minunat din vieți, când tu ne poftiți ca în slavă, atât vorbire frumuseți. Ioan Chira vine din Pietroasa, de aici, de lângă noi, împreună cine sunteți cu el, vrem să vă salutăm, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră. Acasă, cum îți spun ai tăi? Nelu. Nelu, e bun, uite, tu ești bine. Da, aici. Frate Ioan, te întreb în fața Bisericii Răscumpărației de Domnul Iisus Hristos, dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că a murit pentru păcatele tale? Cred. Și până când ai de gând să-i slujești? Până mor. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Amin. Pe baza mărturisirii tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Mi-ai șters pentru veci tot trecutul, prin sângele curs pe calvar. Am schimbat temerile într-un cânt glorios, sunt bine acum orice par.
Sorin Oltean, Arbing, Austria, nu? Cu cine ai venit, Sorin? Cu un prieten și fost colegi. Ia ridicați-vă în picioare. Nu mă voi doi sunteți. Când ați plecat de acolo? Pe el am luat din Timișoara. Pe el am luat din Timișoara. Și ai venit să te botezi aici la noi. De ce? Da. De ce? Pentru că mă uit în fiecare seară aproape. Că te uiți în fiecare seară. Da, la voi și... Suntem mai frumoși în realitate decât pe sticlă, nu? Da. Ești căsătorit? Nu. Ai vreme. Ce lucrezi? Mecanic auto. Mecanic auto. Bună meserie. Arbingul ăsta unde e? Între Linz și Viena. În Linz și Viena. La 30 de kilometri de Linz. Domnul să te binecuvinteze, Sorin. E o mare onoare pentru noi să putem să slujim. Slăviți să fie Domnul pentru lucrarea Amin. Aceasta de transmisie. Iată, roade în fiecare duminică, început de lună. Amin. Frate Sorin, chintești pe tine în fața martorilor văzuți și nevăzuți, dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dacă crezi că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră și a plătit și păcatele tale. Da, cred. Dacă crezi că ești iertat și tu de Domnul Iisus Hristos. Da, cred. Până când ești tu hotărât și îl slujești pe Dumnezeu? Până în veșnicie. Până în veșnicie. Dumnezeu și-ți ajute. Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tu știi când vorbesc, când stau jos, Ioan Tunsu, cum îți spun ceilalți prietenii? Cum? Cum îți spun prietenii? Nelu? Stevie. Nu. Cum? Stevie. Bun. Stevie. Cu cine ai venit? Soția și... Ia ridicați-vă în picioare. Aplaudați-i. Știți ce am băgat de seamă? Am botezat 25 de oameni. Și probabil că nu cred că ni s-a întâmplat niciodată. Cel mai în vârstă să n-aibă decât 58 de ani. Toți tineri, toți foarte tineri, Dumnezeu lucrează. Există speranță în România, există speranță, există nădejde. Dumnezeu face lucruri mari și am mai observat ceva în seara aceasta. Doar 10% din ei, sau 20%, poftim, 4-5 oameni, provin din biserici evanghelice. Asta înseamnă că cuvântul Dumnezeu are putere și lucrează. Amin. Nu e o tradiție de la moș la nepot decât în cazuri rare. În rest, Dumnezeu deja alege și alege cu putere. Domnul să te binecuvinteze pe tine și familia ta de la Vințul de Jos, din Alba. Amin. Frate Ioan, te întreb în numele Domnului Iisus Hristos dacă îl iubești pe Domnul Iisus Hristos din toată inima ta. Îl iubesc, da. Crezi că a murit și pentru păcatele tale? Da, cred. Și până când ai de gând să-i slujești? Până veșnicie. Așa să-ți ajute Dumnezeu, ca toată viața să-i slujești Lui. Amin. Pe baza mărturisirii tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Noi rătăceam în lumea mare, fără de Dumnezeu era. Nici o scăpare, spre moarte noi ne îndreptam. Dar a venit Iisus în lume și viața pentru noi și-a dat. El ne-a scăpat din groapa cuvine toată cinstea. Ți se cuvine toată cinstea. Mi-e spun ce ai fost în ciuntea.
se cuvine toată cinstea. Ți se cuvine toată cinstea. E sfânt ce ai fost în jupia, că ai murit în locul nostru. În veci să fii glorificat. Glorificat să fie Domnul. Au trecut exact, fix, 2 ore de când am început slujba. Am cântat o grămadă de cântări, am făcut multe rugăciuni, am ascultat cuvântul Domnului și am botezat 25 de oameni. Pentru asta, numele Domnului să fie slăvit. Toată biserica laudă pe Domnul și mulțumește pentru seara aceasta. Amin. Ai copleșit cu dragostea ta, Doamne. Ai lucrat în inimile oamenilor, Doamne. Ai dat vindecare, ai dat biruință peste toată ziua, Doamne. Ne-am așezat prin credință sub protecția ta, Doamne, și am văzut, Doamne, că acolo este singurul loc, Doamne, care aduce binecuvântare. Mulțumim, Doamne, pentru cei care și în seara aceasta, Doamne, te-au mărturisit. Cu inimile lor, Doamne, predate înaintea ta, cu vasele lor umplute, Doamne, de dragostea Ta, cu păcatele lor, Doamne, curățite și iertate, Doamne, prin jertfa Ta, beneficiarii unui nou legământ, Dumnezeule, iată că ei pleacă mai departe. Și nu pleacă singuri, ci pleacă împreună cu Tine. De aceea, Doamne, Te rog să-i binecuvântezi. Te rog să le binecuvântezi familiile, Doamne, și Te rog să-ți revergi binecuvântarea peste fiecare, Doamne, dintre cei care într-un mod sau în altul, Doamne, au văzut sau ascultat, Doamne, și au fost împreună. Hai spune cine a biruit moartea, cine a călcat peste ea, cine e leul din Iuda, scutul tăria mea. Hai spune cine a biruit frica, cine e leul din Iuda, sfântul tăria mea. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este fie Domnul. Binecuvântat să fie numele în veci de veci. Și împreună să rostim și harul
Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din cerul și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Dați-vă mâna, cei care s-au botezat vor rămâne pe loc și vor lua cina. Repede ne pregătim pentru ei. Seară frumoasă, România, fii binecuvântată oriunde te afla. Mulțumim tuturor echipelor de slujire de astăzi. Ați fost, ca de obicei, minunați. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin.